Am zis că în momentul de față sunt câteva schimbări masive pe la Cartoon Network și se pare că din tot purge-ul care se întâmplă de luna trecută, cumva unchiul bunic a reușit să supraviețuiască. Fac clipul și despre desene aici pe canal, deci bineînțeles că puteți rupe în două buton de like, cedeți, subscribe, dați și clopoțelul pentru că îți faci să dați pe aici. Comentariul zilei vine de la Agoti Digidevil, care zice: îmi fac propriile personaje PB. Ok, Agoti, mult succes acolo. HBO Max a scos mai multe serii de pe serviciul de streaming, iar după cum v-am zis și ieri, Cartoon Network a scos orice mențiune despre Infinity Train și Mau Mau. Chestia fiind ca și când cei de acolo nu ar mai vrea să considere faptul că seriile au existat vreodată, toate că ele au fost și încă mai sunt la fel de apreciate. Warner Bros. Discovery face o mulțime de schimbări acum și da, animația e destul de afectată. Bun, dar care e faza cu unchiul bunic? Well, unchiul bunic a fost mereu o serie destul de criticată așa, adică niciodată nu s-a bucurat de o apreciere și o din așa a devenit chiar un simbol al desenilor destul de bad așa, din anii 2010. Știți că am vorbit și eu mult despre serie prin 2015-2016 și chiar l-am făcut pe unchiul bunic un villain al canalului. Da, T9B, da, asta este un easter egg pentru cei mai OG așa. Seria unchiul bunic a primit destul de mult hate așa de-a lungul timpului și nu aș zice neapărat că a fost nemeritat, dar o din așa seria avea ceva amuzament weird care o făcea destul de unică, așa în comparație cu alte desene. Da, era bad, dar bad într-un mod unic, aș putea spune. Uncle Grandpa trebuia și el să dispară de pe HBO Max, dar se pare că nu a dispărut, cel puțin nu a dispărut complet. Cu toate că celelalte desene au dispărut destul de rapid, Uncle Grandpa a mai rezistat pe platforma de streaming încă câteva ore, cu un singur episod, și anume Please Help Me. Da, într-un fel, cineva de la HBO Max ori a făcut o greșeală, ori a lăsat intenționat episodul ăla ca să transmită un mesaj, cu toate că nu era voie să facă asta. Bine, ca să fie clar o leacă treaba că am văzut că nu s-a înțeles pe clipul de ieri sau nu a fost eu destul de clar, ideea este că Warner Bros. Discovery este cel responsabil pentru schimbările de pe HBO Max și Cartoon Network. Practic, HBO Max și Cartoon Network nu au nimic de zis aici, ci doar execută ceea ce primesc. Deci da, cumva sunt șanse mari ca cineva de la HBO Max să fi lăsat intenționat episodul acela cu unchiul bunic pentru câteva ore în plus, doar așa, pentru a transmite un mesaj. Cumva din acest moment, unchiul bunic a început să explodeze din nou după această întâmplare, ceea ce a fost destul de fain, not gonna lie. Iar că tot am vorbit azi despre Cartoon Network, uite aici 5 serii Cartoon Network care s-au terminat prea repede. Ia bag un tip aici ca să vezi despre ce e vorba.